cântă și ascultă odată cu noi. Întoarce-te odată cu noi, pentru că vocea e numai una. Oamenii de acasă cred că se vor bucura să vadă această ediție specială Vocea României, pentru că e o reuniune de familie, eu așa o văd, pentru că mă întâlnesc cu colegii mei de breaslă, cu oamenii care împar cu mine aceeași bucurie de a cânta și mai ales că n-am mai cântat anul ăsta, cred că va fi așa, se va vedea, se va simți acasă bucuria de a ne reîntoarce pe scenă și de a cânta din nou după foarte multe luni în care nu s-a mai întâmplat nimic, n-au mai fost concerte, am oprit absolut tot, erau concerte, turnee pe care trebuia să le facem anul acesta și n-au mai fost, așa că oamenii cred că vor fi dornici să ne asculte din nou și nouă sigur ne va face mare plăcere pentru că ne e foarte dor să cântăm. Mă bucură faptul că îi revăd pe colegii mei. Acum nu mai suntem într-o competiție, dacă atunci au existat mici glumițe între noi sau pentru că fiecare își dorea ca și concurentul lui să câștige, nu se mai pune problema de așa ceva. De data asta doar ne bucurăm de faptul că ne revedem, ne amintim cu drag ce a fost, uite bă, mai țin minte. Și cam asta e, cam asta e. O bucurie a muzicii, a oamenilor care iubesc muzica și care o dăruiesc cu drag. E o reuniune de bucurie, așa. Faptul că o să am două momente alături de doi concurenți foarte talentați întărește și mai mult ideea mea de a susține tinerele talente și mă bucur enorm că așa s-a întâmplat și că avem ocazia să cântăm împreună cu unii din nou și cu alții pentru prima dată. O să ascultați și ceva nou, în sensul în care e pentru prima oară când cânt acest cântec și o să auziți și ceva veche, că la nuntă, știi, când porți ceva vechi de la mama, ceva din repertoriul meu. Am făcut așa un mix, un mashup, ca să trecem prin ele, să cântăm din toate câte puțin. Dragilor, sper ca și voi să vă bucurați la fel de mult cum ne bucurăm noi, artiștii, că vom fi pe scena de la Vocea României. Sper să vă bucurați de fiecare moment pe care vi l-am pregătit și să-l primiți cu drag, așa cum noi îl cântăm cu drag. Vocea Reuniunea, de 1 decembrie la ProTV.